Mă gândeam la termenul pe care fratele Ioan l-a adus la un moment dat în discuție, și anume ipocrit sau ipocrizie, și mi-am adus aminte că la un moment dat am fost foarte interesat de semantica cuvântului acestuia, de înțelesul cuvântului acestuia, de modul în care a fost folosit înainte și cum a ajuns la noi. Să știți că inițial termenul acesta, hipocrites, da, sau ipocrit, nu avea o conotație neapărat negativă. Da? Făcea referire la actorii aceia care ieșeau pe scenă și la un moment dat jucau o piesă de teatru, să zic așa. Și intrau într-un rol, da? Un om intra într-un rol, juca un rol. La un moment dat, sau cu timpul, a căpătat și o conotație negativă, pentru că în anumite instituții, de obicei în politică, oamenii au început să joace tot felul de roluri pentru a putea să obțină anumite avantaje. Lucrul acesta a intrat și în biserică, da? Și folosesc la un moment dat apostolii termenul acesta, dar mi-am adus aminte de o culoare interesantă a ipocriziei. Erau unii actori care își intrau atât de bine în rolul acela, încât nu mai puteau să iasă din el. Adică ajungeau să creadă că ei, de fapt, ei sunt persoana aceea pe care au jucat-o cu ceva timp în urmă. Da? Nu mai reușeau să revină la omul care au fost înainte, da? Și îmi dau seama, mi-am adus aminte de o vorbă a mamei mele, când mă mai strâmbam, ca și copil. Ce nu te mai strâmba așa, că s-ar putea să rămâi așa. Da? Tot așa e și cu ipocrizia de care dau dovadă la un moment dat frații și surorile. E posibil să intri într-un rol și să nu mai poți ieși din el. Și e grav. Da? Pentru că nu există o scuză pentru ipocrizie. N-ai nicio scuză pentru ipocrizie. Vă îndemn pe dumneavoastră, mă îndemn și pe mine, așa cum am îndemnat și fratele mai înainte. Haideți să ne facem o introspecție. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, nu cumva, într-o măsură mai mică sau mai mare, joc un rol înaintea Ta, înaintea fraților? Nu cumva mă fac eu vinovat de această urâciune, dacă pot să zic așa, a ipocriziei? Un alt remediu pentru ipocrizie care îmi vine acum în minte, mulți frați pur și simplu bravează cu Biblia în mână și îi zic la Biblie. N-aș vrea să vă scape aspectul acesta important. Dumneavoastră și eu venim dintr-un context cultural diferit. Da? Părinții mei au amprentat asupra mea. Zona Bârladului, acolo de unde vin, de unde mă trag, da? A amprentat viața mea. Ortodoxia din România a amprentat viața noastră. Noi suntem penticostali la fel ca alți penticostali de peste ocean. Da? Noi nu avem o coloratură. Ca să spui la un moment dat că tu ești obiectiv și nu ești subiectiv în ceea ce privește Biblia, în ceea ce privește principiile biblice, e un lucru la care e greu de ajuns, aproape imposibil. Cineva sugera lucrul acesta și vi-l sugerez și dumneavoastră. Acceptă faptul că în spatele tău ai un bagaj. Încearcă să-ți dai seama ce e în bagajul respectiv și încearcă să lucrezi în așa fel încât din viața ta și din viața mea, de ce nu până la urmă, să iasă obiectivitatea, da? Nepărtinirea în ceea ce privește transmiterea cuvântului lui Dumnezeu. Să putem spune și noi ca Apostolul Pavel: nu m-am ferit să vă revelez sau să vă spun nimic din cuvântul lui Dumnezeu. Nu m-am ferit să rostesc acest cuvânt cu îndrăzneală. Să apucăm să spunem și noi în felul acesta. În seara aceasta, dacă îmi dați voie, acum n-aveți încotro, aș vrea să încep o nouă serie. Pe cartea mică, de foarte multă vreme mă gândesc și vă spun de ce vreau să studiem această carte împreună. N-are o învergură atât de mare, 7 capitole. E o carte care urmează după Iona. Știți că am avut o serie și din cartea Iona. Cred că e benefică incursiunea aceasta în Vechiul Testament, mai ales cu privire la profeții mici, la care nu ajunge mare lume, multă lume la ei. Da? Ne apucăm, așa cum am spus, plin de entuziasm, e început de an, începem Biblia de la Geneza, da? O citim în paralel poate și cu Noul Testament, dar spre sfârșitul anului trebuie să ne gândim că trebuie să ajungem la prorocii mici,
din problemele pe care le avem, din situațiile pe care le avem, nu ne permitem să ajungem la, să citim și acești proroci mici. Și eu vă propun, dacă vreți, să mai facem câteva incursiuni și în aceste cărți care sunt biblice, aducându-vă aminte totodată că Vechiul Testament este Biblia pe care au studiat-o apostolii. Pe care au avut-o apostolii. Îmi permiteți să spun lucrul acesta și dacă greșesc, corectați-mă după aceea. Noul Testament n-aduce ceva care să abnege sau să renege Vechiul Testament. Nu-i nimica care să, să zice așa, domnule, Vechiul Testament e depășit, Noul Testament e pentru mine. Nu, ca să înțelegi Noul Testament, trebuie să ai și Vechiul Testament. Nu se poate. Despărțite una de alta nu se poate. Dacă vreți, Noul Testament este o plantă aceea sau floarea aceea care crește în pământul Vechiului Testament. Permiteți-mi și această imagine. Și tot ansamblul acesta trebuie să-l luăm ca fiind cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Nu putem fără Vechiul Testament. Știu că e mai greu de interpretat, știu că e mai greu de mers pe acolo, pentru că sunt niște învățături, dacă am putea spune noi, primare, mai, nu atât de detaliate ca și în Noul Testament, dar sunt niște învățături care, cred eu, că la momentul oportun ne pot fi de folos. E cuvântul lui Dumnezeu până la urmă. E hrana cu care ne hrănim fiecare dintre noi. Și permiteți-mi o introducere în Cartea Mică. N-o să intru în primul capitol, ci pur și simplu aș vrea să vă prezint în seara aceasta, dacă vreți, cheia de boltă. Știți, când se făceau arcadele înainte, sau când se făceau ferestrele, sau când se făceau ușile, era o piatră care ținea toată arcada, dar era undeva aici. Și unii o numeau cheia de boltă, sau piatra cea mai importantă din structura respectivă. Dacă vreți, versetul pe care îl voi aduce înaintea dumneavoastră în seara aceasta, este acel adevăr pe care vrea, de fapt, profetul Mica să-l transmită de-a lungul întregii cărți. Da? Pe parcursul acestei cărți o să revenim din nou la această problemă pe care apostolul își propune să o trateze, după prunca lui Dumnezeu, până la urmă. Că Dumnezeu l-a inspirat ca să rostească sau să menționeze acest cuvânt. Haideți să citim Mica, capitolul 6, cu versetul... O să citesc în context, dar vreau să ne oprim asupra versetului 8. Versetul 6, 7 și 8. Și o să rog și pe frați la un moment dat să fie atenți la... Am proiectat anumite versete la care vreau să mai fac referire. Mica, capitolul 6, versetul 8. Versetul 6. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Preanalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot... cu viței de un an, dar primește Domnul oare mii de berbești sau zeci de mii de râuri de unde lemn, să dau eu pentru fără de legile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. O să mai recitesc o dată versetul 8 după o altă traducere, pentru ca să vedem mai bine la ce face referire prorocul. El ți-a arătat, omule, ce este bine și ce altceva cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești îndurarea și să fii smerit în umblarea cu Dumnezeul tău. Vă aduceți aminte că la un moment dat Dumnezeu, prin oamenii lui, vine înaintea poporului, Israel, și face afirmația aceasta. Îți pun înainte viața și binele, moartea și răul. Alege viața ca să trăiești. Dacă ar fi să facem o referire la bine, întrebarea ar fi cum am putea să definim acest bine, și cât de important este binele acesta despre care vorbește Dumnezeu în locul acesta. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Ce trebuie să faci, care este datoria ta, responsabilitatea ta. Și rezumă, dacă vreți, în contextul acesta, autorul biblic,
toate lucrurile acestea la trei puncte pe care o să le abordăm în seara aceasta. În scurt, așa. În primul rând, spune omul lui Dumnezeu în locul acesta că e important să facem dreptate. Să faci dreptate. Dacă la un moment dat copilașii se joacă acasă și știți că e întotdeauna problema aceea între copii, că unul are o jucărică și o vrea și celălalt și se iscă o ceartă. Tu ca părinte trebuie să intermediezi situația respectivă și să rezolvi cumva problema respectivă. Da? Trebuie să faci dreptate. Dacă te duci și iei partea preferatului tău, da? Sper să nu existe această situație, atunci comiți o nedreptate. Comiți o nedreptate. În toate scrierile profetice, de obicei, dreptatea este o problemă pe care autorul biblic o pune înaintea poporului Israel și nu numai. Înaintea oricărui copil al lui Dumnezeu, problema aceasta este pusă de către Dumnezeu. Și subliniată ca fiind foarte importantă. Versetele acestea pe care le-am citit, dacă vreți, sunt o marcă a oricărui profet. În momentul în care dreptatea este încălcată, în momentul în care dreptatea nu este ținută de oamenii lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu intervine. Și ați văzut că de multe ori Dumnezeu o face într-un mod radical. Aspectul acesta al dreptății este și specific, da? Pentru că citim în contextul acesta, Dumnezeu se adresează poporului Israel, dar este și generic, adică la modul general. Pentru că spune, omule, ți s-a arătat. Nu spune, israelitule, ți s-a arătat. Omule, ți s-a arătat ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate? Care sunt standardele dreptății sau la ce se referă Dumnezeu când vorbește despre dreptate? Și o să vedem că cu privire la aspectul specific, adică la ceea ce se referă cuvântul lui Dumnezeu în acest capitol, este că el se referă la elita israelită care asuprea sau care nu făcea dreptate poporului din vremea respectivă. Și uitați-vă în versetul, tot din aceeași, din aceeași carte, în capitolul 2, versetele 1 și 2. Vai de cei ce cugetă nelegiuirea și făuresc rele în așternutul lor, când se crapă de ziua, înfăptuiesc, dacă le stă în putere. Dacă poftesc ogoare, pun mâna pe ele, dacă doresc casele, răpesc, asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. Și apoi și versetele din același capitol 8 și 9, care iarăși scot în evidență caracterul acesta specific al dreptății sau al nedreptății de care se făcea vinovat Israel. De multă vreme poporul meu este socotit de mine ca vrășmaș. Voi răpiți mantaua de pe hainele celor ce trec liniștiți și n-au gust de război. Voi izgoniți din casele lor iubite pe femeile poporului meu, luați pentru totdeauna podoaba mea de la copiii lor. Iarăși, capitolul 3, versetele de la 1 la 3. Am zis, ascultați căpetenia lui Iacov și mai mare ai casei lui Israel. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Nu este datoria voastră să faceți dreptatea? Și totuși voi urâți binele și iubiți răul, le jupuiți pielea și carnea de pe oase. După ce au mâncat carnea poporului meu, după ce îl jupoaie pielea și sfărâmă oasele, îl fac bucăți ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea dintr-un cazan. Știu că imaginea aceasta sună dur și arată rău poate, dar pur și simplu Dumnezeu descrie în termenii acestea lipsa dreptății, pentru ca să sublinieze cât de importantă este dreptatea înaintea lui Dumnezeu. Și asta e, poate o să spuneți, da, asta era valabil pentru poporul Israel. Noi nu facem lucrul acesta în ziua de astăzi. Cu toate acestea vreau să scot în evidență că există și aspectul acesta general. Oamenii și astăzi nu se comportă cu dreptate. Și o să vedeți în termenii Apostolului Pavel un alt fel de... ați folosit, dacă pot să zic așa, autoritatea sau superioritatea ca și o caracteristică personală. Da, sunt oameni la un moment dat care sunt
inteligenți, da? Pur și simplu au o capacitate intelectuală mai mare. Sunt unii oameni care poate sunt meseriași buni și reușesc prin aceasta să își câștige un capital de încredere, da? O anumită formă de, cum zic eu, de putere. Și știți cu toții că puterea corupe. Oricât de mic ar fi ea, puterea corupe. Există potențialul acesta ca ea, puterea aceasta să corupă. Uitați ce spune Apostolul Pavel, vreau să citesc ceva care poate ne scapă unora dintre noi. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel știți ce spune? Că sunt unii care se desconsideră. Sunt unii care se desconsideră. Da? Ci eu nu sunt atât de vrednic, nu sunt atât de capabil, nu vreau să mă investesc în lucrarea aceasta. Nu am potențial. Cu toate că el are potențial. Sunt alții care se supraevaluează, da? Și zic la un moment dat, eu vreau să ocup poziția cu tare, eu vreau să fac cu tare lucru. Sunt unii care, la un moment dat, am văzut situația aceasta, nu sunt un cântăresc bun, nici nu sunt, să zic așa, nu cunosc foarte mult în domeniul muzicii, dar îmi dau seama când cineva cântă fals, da? Te zgârie pe ureche. Îmi dau seama când cineva nu poate să ridice, să se ducă cu vocea mai sus. Îmi dau seama că e incapabil de lucrul acesta. Și totuși, Doamne, dă din coate ca cumva să ajungă să cânte și el în fața oamenilor. Și lucrul acesta e greșit. Poate Dumnezeu nu te-a chemat acolo. Poate Dumnezeu te-a chemat să faci altceva. Să împlinești altă funcție în trupul Domnului Iisus Hristos. Da? Fiecare să avem o părere cumpătată despre noi. De ce am citit acest aspect? E important în aspectul acesta al dreptății. Capitolul 15, tot din Romani. Citiți până la versetul 3. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproapele lui în ce este bine în vederea zidirii altora. Căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci după cum este scris, ocările celor ce te ocăresc pe tine au căzut peste mine. Nu cred că Apostolul Pavel în locul acesta folosește un procedeu retoric prin care să inducă poate un fel de stare celor care citesc epistola și să zică despre ei, da, noi suntem mai tari, trebuie să-i răbdăm pe ăștelalți. Nu, ci pur și simplu aș citi aceste trei versete în contextul capitolului 12, în care Apostolul Pavel zice, fiecare dar să aibă o părere cumpătată despre sine. Adică să-și vadă capacitatea. Și după ce s-a văzut capacitatea aceasta, să lucreze după dreptate. Adică în folosul celor cărora le slujește. Poți să te folosești de puterea pe care o ai într-un mod abuziv și să faci foarte mult rău. Și să creezi foarte multă frustrare în jurul tău. Nu este chemarea lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu a iubit oamenii care au căutat să facă dreptate. Întotdeauna Dumnezeu a iubit oamenii care s-au implicat fără să urmărească chestiuni ale lor personale. Și au căutat folosul și binele celorlalți. Care era datoria căpetenilor lui Israel? Datoria căpetenilor lui Israel era să caute pe văduvă și pe orfan în necazurile lor. Datoria căpetenului Israel era să facă dreptate fără să primească mită, poate, din partea celor mai bogați, celor mai avuți, și să facă aceeași, tot să fie, așa cum spune la un moment dat justiția, tot să fie egal în fața legii, fără părtinire. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să înțelegem că ce este bine înaintea lui Dumnezeu este să faci dreptate. Dacă vreți, la nivel mondial este foarte multă nedreptate și dacă vreți să vă poziționați corect, încercați să o faceți cu dumneavoastră, adică să vă poziționați corect pe dumneavoastră față de nedreptatea din lume. Eventual să ne rugăm, eventual să întindem o mână celor căzuți. În al doilea rând, iarăși un aspect foarte important al binelui pe care îl cere Dumnezeu de la noi, este să iubești mila, așa cum citeam în cealaltă traducere, sau îndurarea. E un termen aici care are o semantică mai vastă, adică e folosit în mai multe contexte. Da?
Mila și îndurarea despre care vorbește textul aici este un termen care e folosit spre a descrie relația dintre doi soți, da? Dintre un soț și o soție. Din cadrul unei căsătorii. Dar zice că e descrierea unei relații ideale. Da? Într-o relație de căsătorie, termenul acesta descrie, de fapt, într-o mare parte, într-o proporție foarte mare, loialitatea. Ați auzit vreodată cuvântul acesta, loialitate? Dacă ar fi să îl aplici în dreptul tău, da? Și să vorbești despre tine, cam cât de loial ai fi în raport cu soția ta? Cam cât de loial ai fi în raport cu soțul tău? Pentru că sunt aspecte pe care Dumnezeu le cere. Dumnezeu le are în vedere. Îndurarea, mila, s-o referi la felul în care ne raportăm la celălalt. Da? Și semantica cuvântului acesteia face referire și la relația dintre soț și soție. Da? Un soț poate să fie neloial, printr-un mic exemplu, vă spun. Da? Se uită la altă femeie. Și vede aspecte pe care poate nu le vede atât de bine la soția lui. Sau un soț sau o soție, da? La un moment dat poate să fie neloială soțului ei în momentul în care scoate vorbe din casă și îl descrie pe soțul ei dintr-o postură nu tocmai favorabilă, da? Ce iarăși este rău. Când vorbim despre loialitatea despre care vorbește termenul acesta, aș vrea să o luăm în sensul cel mai serios cu putință, pentru că este o cerere sau un lucru pe care îl cere Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Și aș vrea să vă dau un mic exemplu în contextul în care se folosește acest termen, Osea capitolul 2 cu versetul 19. Te voi logodi cu mine, spune Domnul lucrul acesta, da? Pentru totdeauna te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și, atenție, termenul despre care vorbeam, și îndurare. Da, un termen care îi zice, dar ce legătură are aici? Are legătură, da? El descrie relația ideală dintre un soț și o soție. Tot la fel, termenul acesta descrie, și aici vă rog frumos să mă ajutați un pic cu calculatorul ca să nu mai caut eu, relația dintre doi prieteni. Vă aduceți aminte de Ionatan și David altădată? 1 Samuel, capitolul 20, cu versetul 14. Dacă se poate găsi. Dacă vă mai trăi, asta cred că îi spune Ionatan lui David, să te porți față de mine cu o bunătate ca Domnului. Și dacă voi muri, să nu îți depărtezi niciodată bunătatea față de casa mea, nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrăjmașii lui David de pe fața pământului. Întrebare. S-a purtat David în felul acesta? A dat dovadă de loialitate față de Ionatan? A dat 100%. Probabil că era mai ușor să șteargă de pe fața pământului orice formă de viață de a lui Saul și a familiei lui. Era mai ușor, poate. Dar a făcut promisiunea aceasta față de cel mai bun prieten pe care l-a avut. Așa că e greu să te gândești acum în momentele acestea la un prieten care ți este loial și căruia ești loial? Ați făcut vreodată proba aceasta să încercați să arătați loialitate față de cei din jurul dumneavoastră? Pentru că se vorbea de aici de o sudură. Se vorbea aici despre o părtășie. Pentru că această părtășie să se realizeze și biserica aceasta să aibă succes, a trebuit să-mi descrie cuvântul acesta loialitate. Și loialitatea aceasta presupune foarte mult. Presupune foarte mult. Să ajungi în situația în care să nu desconsideri pe cel care îți slujește aici în adunare și poate care nu se ridică la nivelul tău. Poate că e unul cel mai neînsemnat de aici și să îl reușești să nu-ți fie rușine. Să mergi pe stradă și să cineva să zică, bă, l-ai văzut pe ăla că a făcut așa și așa. Și să nu-ți fie rușine. Da, e fratele meu. Face parte din adunarea în care merg eu, îl iubesc, îl respect și sunt de partea lui. E greu să ajungi până acolo, dar iată că este cuprins în legea lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, în ceea ce descrie Dumnezeu ca fiind bine.
Loialitatea. Loialitatea aceasta face referire și la relația dintre Dumnezeu și om. N-aș vrea să vă țin foarte mult, mă iertați că... Osea, capitolul 6, versetele 4 și 6. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. Căci bunătate evoiesc, nu jerfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Exact aceeași problemă pe care o avem și în relațiile noastre pe orizontală. Trebuie să o avem, să o rezolvăm și pe verticală. Dumnezeu cere de la fiecare dintre noi loialitate. Adică sunt momente în care va trebui să dai, să depui mărturie despre Dumnezeu pe care îl slujești. Să nu-ți fie rușine de lucrul acesta. Au fost momente în care am discutat cu ceilalți credincioși, da, într-un context, la lucru sau pe stradă sau undeva, și la un moment dat nu vorbi cu ăsta. Pentru că o să râdă de tine, pentru că o să te înjosească atunci când îi vei vorbi despre Dumnezeu. Și am zis, de ce să-mi fie rușine de Dumnezeu? O să-i vorbesc, da, dar poate mărturia ta nu se va ridica la înălțimea așteptărilor lui. Sunt un om, greșesc, fiecare dintre noi greșim. Dar pe Dumnezeu trebuie să avem datoria aceasta să-L prezentăm oamenilor. Și în felul acesta să dăm dovadă de loialitate înaintea lui Dumnezeu. Hristos, dacă vreți, împlinește prin lucrarea pe care o face la cruce tocmai aspectul acesta. Al problemelor de relație de pe orizontală, da, când se răstignește pe cruce, și pe verticală, problemelor relației dintre noi și Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Că ce este bine este să faci dreptate, să iubești mila sau îndurarea și să fii loial celor din jurul tău și lui Dumnezeu și în al treilea rând să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Și numai scurt aș vrea să punctez aspectul acesta. Poate că smerit, ați înțeles câteodată că e o referire la a vorbi încet. Da? Aproape să nu te audă, mai ales cum e o stare de urechi, nu e chiar tocmai plăcut, mai ales pentru nevastă. Ea e o fire mai liniștită, mai spun o dată că nu te-am înțeles. Și atunci ea trebuie să ridice vocea. Și țin minte când mă duceam la țară, da, mergeam la țară în misiune, acolo nu erau stații din acestea de amplificare a sunetului, da, în cele mai multe locuri nu era stații de amplificare a sunetului și trebuia să vorbesc tare. Aveam impresia că m-am certat cu cineva când plecam de acolo. Că trebuia să mă audă și era, să zic, băbuța, da, da, e jignitor. Sora aceea în vârstă de acolo din spate. Trebuia să mă ajute să mă audă și cel care avea 80 de ani și avea probleme cu auzul. Și atunci strigam foarte tare și la un moment dat, nu e asta, nu e vorba despre a vorbi pe o tonalitate anume, da? Ci pur și simplu Biblia vorbește în locul acesta despre a fi circumspect. Adică atent la felul în care umbli cu Dumnezeu, așa cum spunea și fratele Daniel mai dinioare, da? Atent la cărările pe care mergi. Că spune cuvântul lui Dumnezeu aici foarte grăitor, da? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine. Ce alta cere Domnul de la tine? Decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Adică asta presupune relație personală cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și dacă ne ajută bunul Dumnezeu, o să încerc să extrag din această carte câteva mesaje care să ne ajute să ne zidim din punct de vedere spiritual. Dacă cred că ne apropiem de încheiere, vă doresc o săptămână binecuvântată, o săptămână în care să umblați din putere în putere, o săptămână în care să reușiți să vă ridicați deasupra condiției dumneavoastră, Dumnezeu să vă ajute să treceți peste toate provocările sau situațiile dificile pe care le veți întâmpina. Domnul să ne binecuvânteze. Amin.